Slăvit să fie Domnul nostru! Mă bucur în această dimineață, alături de ceilalți frați invitați, să fim aici. Vă aduc salutul fraților din Biserica Emanuel din Suceava, dorin ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, spune textul biblic, au certat pe cei ce-i aduceau. Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat și le-a zis: Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca și ei. Și apoi i-a luat în brațe, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Avem și noi copii, dragi ascultători. Unii dintre noastre aveți nepoți și adeseori. Ne confruntăm cu tot felul de situații în care, poate ca și ucenicii, am dorit noi să nu ne fie în preajmă. Într-un fel, nu mă miră atitudinea lor. Știți cum sunt copiii, cel puțin uneori, agitați, greu de descifrat ce vor. Și totuși, scumpii mei, Domnul Iisus a vrut să-i învețe o lecție și despre lecția asta aș vrea să vorbesc eu în această dimineață. Cum să ne comportăm cu ei, cum să-i tratăm, cum să ne raportăm la ei, astfel încât Dumnezeu să fie mulțumit de atitudinea noastră și mai mult decât atât chemarea noastră ca și părinți să ne ducem cu bine la capăt, să ne ajute Dumnezeu. Vedeți, Domnul Iisus spunea la un moment dat, Matei capitolul 7, versetul 1, nu judecați ca să nu fiți judecați. Și continuă textul, cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. Frații mei, un prim lucru pe care vreau să l afirm este acesta: să nu ne grăbim să tratăm cu superficialitate comportamentul copiilor noștri. Atitudinea noastră este adeseori una de respingere, spuneam. Mai supărat, să nu te mai văd. Nu mai vreau să stai în fața mea. Nu ți rușine, sunt eu știu părinți care se supără foarte tare, recur la niște gesturi ai spune la disperare, la disperare recul la niște gesturi neașteptate. Ce vreau să ne uităm în Scriptură și ce vreau să vedem dincolo de aceasta, de unde că l-am dat, e normală. Te-a supărat, nu te-a ascultat, nu te bagă în seamă. E normal într-un fel să te porți urât. Fații mei, știți ce am înțeles din Biblie apropo de aceste versete? Hai să încercăm să diagnosticăm cauza. Hai să încercăm să vedem care este motivul pentru care ei recurg la un asemenea comportament. Imaginați-vă un om obosit, imaginați-vă un om flămând, care atunci când îi se pune mâncarea în față, mănâncă cu ambele mâini. Și ai zice, de ce nu este atent? Vedeți, noi avem foarte mari așteptări de la copiii noștri și este normal dacă noi nu avem cine să aibă. Dar câți dintre noi vedem dincolo de ceea ce se vede la o primă privire? Acum, frații mei, puțin mă distanțez de la subiect și vreau să vă citesc ceva. Învăța Apostolul Petru pe prezbiteri și le zicea așa, versetul 2, 1, Petru 5. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, spune textul. După voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pil de turmei și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cu una care nu se poate vesteji a slavei. Ce am constatat eu pe teren, din puțina mea experiență? Nu trebuie să-i tratăm, repet, cu o atitudine neadecvată. Eu știu, o atitudine de superioritate. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă ce? Pil de durme. Eu am fost copil și n-aș vrea să vorbesc despre experiența mea. Aveți și noastră experiențe dumneavoastră câteodată, când eram poate mai doborât, când eram mai agitat, aveam nevoie nu de cineva care să mă acuze, nu de cineva care să mă pună la colț și să-mi țină tot ce se putea, toată morala care putea să-mi o țină, ci mai degrabă aveam nevoie de cineva care să mă înțeleagă să-mi cunoască, să-mi vadă problema mea cu adevărat. Fac aici o scurtă paranteză. Uitați-vă între noi în biserică. Foarte ușor noi punem etichete. Tu ești, eu știu, dezordonat sau tu ești un copil problemă. Frații mei, Domnul Iisus spunea la un moment dat și poate se potrivesc cuvintele acestea, spune în Ioan capitolul 8, nu judecați după înfățișare, sau voi judecați după înfățișare. Domnul Iisus spunea, eu nu judec pe nimeni și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine. Așa e că de multe ori putem să abordăm, repet, problema la suprafață și să facem greșeli. Mi-aduc aminte, mă rog, cu ceva timp în urmă a trebuit să fiu supus la o examinare, și așa s-a întâmplat, probabil datorită emoțiilor sau călătorisem toată noaptea cu trenul de la Suceava și era mult mai departe locația unde am fost examinat, nota sau aprecierea celor care m-au examinat, au spus ei, după aceea mi-au spus, zice, te-ai prezentat foarte slab, enorm de slab. Timpul a trecut, până la urmă am fost acceptat totuși și am fost din nou tot supuși la o altă evaluare. Acum, iertați-mă că mă dau pe mine ca exemplu, dar lucrurile au fost exact pe dos. Și spunea unul dintre profesori, îmi zicea la final, zice, mă tot gândeam astăzi în timp ce te ascultam, cum de în ziua respectivă prestația ta a fost atât de slabă. Avem noi o vorbă în popor, fraților, cu floare nu faci primăvară. De multe ori noi riscăm, repet, să ne pripim în a evalua, în a lua hotărâri, decizii. Nu, știți cum, recurgem așa la grabă, ori la o palmă, ori la, îl punem deoparte. Primul lucru pe care vreau să-l învățăm astăzi, hai să nu fim ca ucenicii. Nu mai ești bun de nimic, nu ești în stare, nu te pricepi. Oricât de respingător ar fi un copil, dragi ascultători, oricât câte minusuri ar părea că are, nu este bine nu este bine să tratăm lucrurile la suprafață. Domnul să ne dea lumină. Amin. Matei, capitolul 7. Textul continuă și spune aici Biblia De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo ai o bârnă într al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Ce zice Domnul Isus? Fiți atenți când puneți etichete, dar soluția nu este să spui tu ai o problemă. Soluția, frații mei, nu este doar să ne rezumăm, să constatăm minusurile, ele trebuie identificate. Al doilea gând pe care l-am pentru noi este tocmai acesta. Ce facem ca aceste minusuri să dispară? Și uitați-vă ce recomandă textul. Scoate întâi bârna de unde? din ochiul tău. Cel mai simplu, frații mei, și noi o să știți foarte bine, este să, să dăm recomandări, să punem porunci. La noi acasă copiii trebuie, sau dragi copii, toate trebuie să fie în ordine, să respectați pe mama voastră, să vorbiți frumos. Câți dintre noi, câți dintre noi, suntem un exemplu Povesteam aseară la biserica unde am fost, eu mi-am învățat copiii adesea să aibă milă de cei amărâți, de cei săraci, până într-o zi când, mergând cu mașina împreună cu ei, au văzut pe stradă un om care avea nevoie de ajutor și... m-au luat la rost, dacă aș putea să spun așa. tatăi, dar nu ne-ai spus nouă să avem grijă de cei amărâți? De ce nu oprești mașina? Știi că noi acasă mai avem o cameră disponibilă, nu crezi că ar fi cazul să-l să aduci acasă? Vedeți, asta e problema noastră ca și părinți. Noi teoria poate o cântăm, o spunem, dar practic vorbind, ne ridicăm la nivelul pe care noi îl prezentăm și am fost nevoiți să opresc mașina și frații mei, dragi ascultători, încetul cu încetul, vorba noastră, trebuie să învățăm alfabetul. Și nu mă refer aici strict la teorie, ci mai degrabă la cea trăire exemplară pe care Sfânta Scriptură ne-o cere. Era martor odată la un moment când copiii mei se rugau și m-am supărat pe moment că e drept, era la masă, au fost atât de superficiale în rugăciune. Și le-am spus așa frumos, ca un părinte, nu credeți că era cazul să vă fi rugat puțin mai mult? Și atunci ei, cu aceeași atitudine binevoitoare, mi-au spus, tate, dar tu ai văzut câte roși la masă? Și eu mă rog, mă rugam ca și ei, de la cine credeți că am învățat? Cei drept la masă nu am obiceiul să mă rog foarte mult. Ce am vrut să spun cu asta, frații mei? Noi foarte ușor îi vedem pe alții. E foarte simplu să zici soției tale, tu nu te pricepi sau eu știu, nu faci totul de zece. E foarte ușor să spui copiilor tăi, copii nu vă comportați bine. Dar soluția nu asta este, soluția este alta. Altfel se rezolvă problema. Apostolul Pavel spunea celor din Filip, Filipeni, capitolul 4, și tare bine ar fi, dragi ascultători, să abordăm în felul acesta problemele care noi le identificăm în casele noastre. Zice versetul 9, ce-ați învățat, ce-ați primit, ce-ați auzit de la mine, ce zice mai departe? Ce v-am spus eu adesea, ce v-am -am tot repetat, nu spune așa textul, trebuie repetat. Ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeu păcii va fi cu voi. Sau și mă gândesc la ale noastre familii, la ai noștri copii, care am vrea să fie educați, am vrea să fie civilizați, să vorbească frumos, să ne respecte. Vreau să vă întreb, dacă noi nu respectăm, de exemplu, autoritățile statului, avem un comportament abuziv la volan sau în alte circunstanțe, ne certăm foarte repede, eu știu, sau suntem extrem de irascibili. Oare copiii noștri care ne copiază, care sunt pe lângă noi, vor fi atât de puternici încât să depășească slăbiciunile noastre și să aleagă drumul cel bun? Dragi ascultători, mă îndoiesc și cred că le va fi mult mai ușor să facă ce facem noi. Mi-aduc aminte de Nathan care într-o zi trimis de Dumnezeu se duce la David și îi aduce acea întâmplare cu omul băgat, omul sorac. David când a aflat ce a făcut omul bogat, spune textul că s-a prins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și uitați cum s-a comportat, a zis lui Nathan. Eu este domnul cu omul care a făcut lucrul acesta, este vrednic de moarte. Știți ce mă uimește în text? Cum de David nu și-a adus aminte de sine? este normal să atragi atenția altuia, dar este normal mai întâi să-ți atragi atenția ție. Frații mei, este normal să avem pretenții de la copiii noștri, dar învățăm de la David în această dimineață că aceste pretenții trebuie să le exersăm prima dată cu noi. Reiau ce am zis mai devreme. E simplu să avem niște coordonate, eu știu, astea sunt regulile, astea sunt principiile, dar ele, repet, trebuie exersate de noi, să ne ajute Dumnezeu, amin. Fac un pas mai departe. Să nu ne grăbim, spuneam, să tragem concluzii. Nu vă grăbiți să considerați că ai dumneavoastră copiii sunt irecuperabili. Nu vă grăbiți să-i faceți, eu știu, negri cât se poate de negri. Nu vă grăbiți nici să lăudați. Este bine în ale noastre valori să fim, cred eu, atenți. Permiteți-mi pentru asta să vă pun în față pe Eli, care văzând-o pe Ana în templu că plânge, spune textul, ea stătea multă vreme în rugăciune, credea că este, cum spune textul? Biată. Povestea un tată și-a văzut copilul venind spre casă, cu papuci în mână, pe ciorapi, locuia într-o zonă unde era conjurat de foarte mulți oameni necredincioși, și prima lui impresie sau ceea ce a venit în minte când l-a văzut a fost că copilul este iresponsabil și a propus cum va ajunge acasă să-i aplice pedeapsa pe care o merită. Copilul a ajuns acasă, el n-a mai stat să-l asculte și l-a pedepsit, l-a pedepsit. Ca după aceea să afle, fiind babuci noi, l-au deranjat atât de tare la școală încât a preferat să vină acasă pe ciorapi. Vedeți, frații mei, ce repede, ce ușor e să te... ai un comportament de genul ăsta abuziv. Imediat, nu-i curat în casă, te apuci și faci gălăgie. O luat o notă mică, gata, l-ai făcut în toate felurile. Stai să vezi care e motivul, care explicație? explicația. Și spuneam apoi, noi am identificat problema, să vedem ce se poate ca să o rezolvăm. Și ultimul pas, sau ultimul lucru pe care vreau să-l menționez, Domnul Iisus spunea, Matei capitolul 18, versetul 15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, de soluția nu este să rămânem pasivi la problemele care sunt în casa noastră. Spuneam că nu trebuie să ne grăbim, să facem totul negru, dar nu nici pasivitatea aceea dusă la nesfârșit este bună. Du-te, zice textul, și mustră-l între tine și el singur. Până la urmă, pedeapsa trebuie folosită, până la urmă, corecția trebuie aplicată. Dacă te ascultă continuă Domnul Domnului Iisus, ai câștigat și eu aș spune, în contextul nostru de astăzi, ai câștigat pe copilul tău. Biserica unde eu sunt acum membru, unul dintre frații păstori, povestea că la ei acasă minciuna era pedepsită cu un număr de curele. Era pe vremuri. Și într-o zi, copilul a fost prins în fapt. Spunea el: Am făcut consiliu cu toată familia și urma să-i aplic pedeapsa. Am intrat cu el în cameră. Și vedeți, asta e cel mai simplu cu sânge rece, fără niciun fel de, eu știu, durere pe chip, pentru că ești tată, să-l lovești. Și spunea el, cu durere în inimă, probabil avea și lacrimi în ochi, i-am spus, tu știi ce înseamnă păcatul pe care l-ai făcut? Tu știi care sunt consecințele lui? Eu acum, normal, ar trebui să-ți achit. Erau 50 de curele, spunea fratele. Nu știu cum a găsit numărul ăsta, dar asta este altă problemă. Nu să te pedepsesc. Nu o să te pedepsesc, să te pedepsesc a spus. Nu cu numărul care se cuvenea. Pedeapsă, oricum vei primi. Dar ce am apreciat la acest slujitor care îmi povestea acest eveniment din casa lui? Am văzut în el iubirea de Tată. Frății mei, uitați-vă la pasajul acesta. Dacă a păcătuit, trebuie să intervii. Dar cum faci această intervenție? Dacă te ascultă, continuă textul, ai câștigat pe fratele tău. Ăsta e rolul pedepsei, ăsta e rolul intervențiilor noastre în familie. Nu să ne răcorim, nu în sfârșit să ne împlinim mofturile. L-am închis în cameră și acum în sfârșit sunt liber. Frații mei, să nu fie mai dur decât este cazul. Eu știu că unii exagerează în domeniul ăsta și sunt atât de permisivi. Pavel îl învăța pe Timotei și zicea, robul Domnului nu trebuie să se certe, să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de găduințe răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Și ascultați, de fapt, unde trebuie să ajungem? Venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Frații mei, copiii noștri sunt prinși de satan. Și s-ar putea problema să nu se rezolve cu o simplă disciplină, să știu metode din astea punitive prin care noi îi restricționăm. Dar nu despre asta vorbim. Și atitudinea noastră, atitudinea noastră, cred că este importantă, enorm de importantă în corectarea lor. Se întâmplă prin ale noastre biserici situații când cineva comite greșeli. Se întâmplă, asta este realitatea. Ce comportament, ce comportament avem noi? Îmi place de Apostolul Pavel care scrie celor din Corintele, zicea, v-am scris cu multă mâhnire. Cu strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați. Repet, nu este, scopul nu este să-i facem de rușine. Scopul nu este să-i punem la colț, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Mă opresc aici, frații mei, reamintindu-vă că suntem responsabili. De ce spun asta? Dați-mi voie, totuși, ceva să vă mai menționez. Iuda avea onoră pe Tamar. Trebuia să-i dea pe fiul lui, dar n-a făcut-o, și la un moment dat, Tamar spune în cartea Genesa, capitolul 38, s-a îmbrăcat în hainele, într-o haine de curvă și Iuda nici el n-a fost mai cu minte, dacă măcar el era de nota 10, dar și el avea nota pe care o avea, au făcut ce au făcut. Interesant este modul în care s-au perindat evenimentele după aceea. După trei luni, au venit și au spus lui Iuda, Tamar, Norata a curvit, și a rămas chiar însărcinată în urma curviriei. Imaginați-vă un părinte care află de ce prostie a făcut copilul. Care a fost reacția lui Iuda? Scoateți-o afară ca să fie ce? Ars. Nu vi se pare că asta este și reacția noastră? Sună profesoara, sună vecinul, domnule copilul dumneavoastră o spar geamul. Lasă că vine el acasă. Am să-i arăt eu lui spart de geamuri. Asta e, asta e senzația. Reacția noastră normală. Dar Tamar a fost cu minte și, sau mă rog, și-a luat măsură de precauție. După ce au scos afară, a trimis să spună socrului său, de la omul acela ale cui am luat lucrurile acestea, am rămas eu însărcinată. Vezi, rog, al cui este inelul acesta, lanțurile acestea și toiagul acesta. Știți ce a zis Iuda? Ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu șelă și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. M-aș bucura, frații mei, când trebuie să aplicăm pedeapsa în dreptul copiilor noștri, să ne gândim și la noi. Permiteți-mi aici o scurtă paranteză. Se întâmplă prin familii, am experimentat și eu, să ne grăbim să judecăm partenerul. Mi-am adus acum aminte, a fost o situație când venind acasă, soția nu reușise să rezolve toate problemele care noi ne le-am propus. Și dacă aveam înțelepciune și eram cu minte, o ajutam să termine. Dar noi nu totdeauna avem înțelepciunea asta și mă pregăteam să o iau la rost. Nu poți cu partenerul să te comporte abuziv, Doamne ferește, dar cel puțin să o întreb ce ai făcut de n-ai terminat treaba? Și pe când mă pregăteam să-i spun, așa a făcut Dumnezeu că a luat ea cuvântul înainte, fără să mă acuze, dar mi-a zis să, știi că te-am rugat de vreo trei zile să schimbe cu la cămară. L-ai schimbat? Ce credeți, l-am schimbat sau nu l-am schimbat? Nu l-am schimbat, asta, este, asta a fost. Când a spus afirmația asta, când m-a -a întrebat lucrul acesta, n-am mai avut curajul să-i spun o vorbă. Pentru că am conștientizat un adevăr pe care tare bine ar fi să-l pricepem toți. Când alții greșesc, știm ce merită. Dar greșelile noastre, scumpii mei, nu le evaluăm cu același cântar nemulțumit de soție, că eu știu, sau nemulțumit de soț. E atât de dureros, e atât de neînțelept din punctul meu de vedere să evaluez pe celălalt atât de superficial, și acum mă refer și la copii. de ce nu ți-ai pus lucrurile la loc? De ce n-ai stat cu minte în biserică? Frații mei, noi când am fost copii, cum am fost? Sau să o iau altfel. Noi. N-ați văzut că și noi ăștia m mai ieși din biserică? Acum, n-ar fi cazul, n-ar trebui să se întâmple asta. Copile nu mai mânca bomboane, e prea mult dulce. Și îl văd pe tata după ce pleacă copilul, mai pune o mână pe o bomboană și el mănâncă. Vai, prea mulți bani cheltuit. Și ne ducem și noi la magazin și, pentru că pe noi nu ne ceartă nimeni, îți permiți. Dar nu e normal să ai pretenții și tu să nu fii pe măsură. Fac o paranteză și pentru biserică. Din sală, să știți că e foarte simplu să dai note. Prea lungă predica, prea scurtă, prea slabă, că stai și nu faci nimic. Ei, după ce vii aici și îți dai seama că nu totdeauna lucrurile sunt așa de simple, când o să ajungi din nou în bancă, o să vezi că o să fii mai rezervat. Frații mei, dragi ascultători, asta cred că se aplică și pentru cei ce n-au copii și văd pe alți copii care, sau pe părinți cu copii, care nu mai pot să-i stăpânească. Mi s-a tras și mie atenția ca și părinte, dar ce faci? De ce nu te ocupi de copiii tăi? Acum, știu că sunt imperfect, știu că am făcut greșeli, dar venea să zic, frate, copiii tăi toți sunt de 10? Copiii tăi nu mai au nimic de îndreptat? Nu i-am spus, pentru că nu este frumos. Dar repet, cel mai simplu, dragi ascultători, este să acuzăm pe alții. Și închei cu exemplul lui Pavel, l-a prins pe Petru într-o ipostază nu prea bună. Până să vină cei de la Chifa, Petru mânca cu neamurile. Când au venit ei, ce a făcut Petru? A stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Ce mă uimește este că același Pavel, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21, se întâlnesc, ajunge și el într-o ipostază similară și l-au învățat cei de acolo, vezi că mulți iudei sunt plini de râfnă pentru lege, au să se adune, au să afle că ai venit, uita, fă, ia cu tine, avem aici niște patru bărbați, curăță te cheltuiește pentru ei, ca să știe toți că tu umbli în tocmai după rânduială și că păzești legea. Vedeți, frații mei, că este o diferență între a fi tu în situația respectivă și a fi altul. Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățat, a intrat a doua zi în templu ca să vestească sfârșitul zilor curățirii. Oare unde era Petru în momentele alea să vină la Pavel să zică, mai Pavele, da, și tu ești nu chiar așa de drept. Aceste exemple, dragi ascultători, nu vor să ne învețe altceva decât Că nu trebuie, repet, să ne privim, nu trebuie să ne grăbim, să începem cu noi, să ne ocupăm de noi și dacă trebuie să corectăm pe alții, să o facem cu dragoste. Amin.